Jucătoarea de tenis de câmp Irina Begu a revenit de câteva luni acasă la clubul Steaua București. În vârstă de 30 de ani, Irina a început tenisul în Ghencea în urmă cu 24 de ani și este încântată că s-a întors la clubul roș-albastru. Odată cu măsurile de relaxare anunțate de autorități, Irina Begu a pășit din nou pe terenul de tenis și se antrenează în această perioadă la un nivel foarte ridicat. Într-un interviu exclusiv Steaua TV, sportiva clasată pe locul 81 WTA vorbește despre cel mai drag succes din carieră, despre cum a trecut peste perioada de izolare, dar și despre marele său vis, o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. Cum ai ajuns la tenis și cine te-a dus la clubul Steaua? Mătușa mea, fiind fostă jucătoare de tenis și atunci era antrenoare de tenis, mergeam cu bunica în fiecare an câte 3-4 luni în Germania și practic așa am început să joc tenis. Ea dând ore, eu la început strângând minci și încet, încet am luat racheta în mână și am început să joc. Acum, după o lungă perioadă, ai revenit în Ghencea. Ce înseamnă pentru tine revenirea la Steaua? M-am întors în copilărie. Am început tenisul acolo la vârsta de 6 ani și o bună perioadă din carieră acolo mi-am petrecut-o. Acolo am și crescut, așa că este un sentiment și un feeling foarte bun să mă întorc în Ghencea. Până acum în carieră ai 4 titluri WTA. Care este cel mai drag succes pentru tine? Cel din România, de la București. Am câștigat în fața publicului meu și a contat enorm, au avut familia, prietenii alături și m-am simțit foarte bine în acea finală. Dar turneul unde te simți cel mai bine? Turneele WTA sunt foarte bine organizate și mergem în locuri deosebite, dar aș putea să punctez câteva. Îmi place foarte mult Roland Garrosu, țin cont că mă simt cel mai bine pe zgură. Indian Wells-ul, un turneu extraordinar de frumos. Acapulco. Știu că idolul tău este Martina Hingis. Poți să motivezi această alegere? Îmi plăcea foarte mult că era foarte inteligentă în joc. Când eram mică îmi aduc aminte că tot timpul îmi prindeam părul ca ea. Încercam tot timpul să o imit. Care sunt principalele atuuri ale jucătoarei de tenis Irina Begu? Sunt ambițioasă, muncesc foarte mult. Aș spune că am un serviciu foarte puternic și pot de acolo să controlez jocul. Reverul, la fel, este un atu. Cum ai trăit perioada de izolare și cu ce ți-ai ocupat timpul în cele 2 luni în care a fost aproape imposibil să ieși din casă? La început eram fericită că eram acasă și mă bucuram de tot ce în general nu apucam să mă bucur. După care am simțit că am nevoia de o schimbare, de a petrece cât mai mult timp în natură, de a călători, de a mă antrena. Și din acest punct de vedere mi-a fost foarte greu, însă asta a fost, a trebuit să mă conformez și atunci când am putut să ies din casă m-am bucurat enorm. Cum decurg antrenamentele în această perioadă? Foarte bine, am început să-mi reau antrenamentele după data de 15 mai, cu pregătire fizică, tenis. Am început de la săptămână la săptămână să cresc volumul de muncă și acum mă aflu într-o formă, zic eu, bună. Care este primul turneu la care vei lua parte după perioada de pandemie? Primul turneu din calendar ar fi Palermo, însă este foarte greu să spun în acest moment, pentru că depinde de listă cine se înscrie și dacă voi intra la acel turneu. Te sperie tot ce se întâmplă în lume cu pandemia de coronavirus și te întreb acest lucru prin prisma faptului a ceea ce a pățit Novak Djokovic recent. Da, mă sperie, însă cred că cei de la WTA fac niște eforturi foarte mari ca noi să ne putem întoarce la turnee, dar într-adevăr încă nu mă simt cel mai bine. Care este obiectivul tău pentru a doua parte a acestui an? În acest moment nu pot să am neapărat un obiectiv pentru că nu știu când vom începe, câte turnee se vor ține și atunci încerc să o iau treptat. Amintit de Jocurile Olimpice, dacă vei ajunge acolo, crezi că e posibil să obții o medalie alături de Simona la dublu? Încă de când eram mică am visat să merg la Olimpiadă. Am fost de 2 ori și am participat deja. Ar fi, sincer, o realizare foarte mare pentru mine să particip de 3 ori la rând la Olimpiadă și, bineînțeles, cu atât mai mult să aducă o medalie. Însă trebuie să ne pregătim pentru acea medalie. Cu Simona sigur voi vorbi și vom încerca atunci când știm mai multe să stabilim un calendar împreună și să pregătim câteva turnee. Urmărește Steaua TV, dă-ne subscribe și forța Steaua!